N-am mai postat de mult pentru că a fost foarte cald și acum e exagerat de cald, nu foarte cald. Și nu știu cum ar fi minunea aia să bajă de o furtună astăzi. Dar asta rămâne de văzut. Mai mult decât atâta, am o nemulțumire cu YouTube-ul ăsta. Acum, pentru cine nu știe sau nu vrea să știe, eu o să spun. YouTube înseamnă să îți încarci tu singur clipurile. Până acum ai putut încărca niște clipuri pur și simplu înregistrând cu YouTube-ul și, spre surprinderea mea neplăcută, nu mai poți face asta. Numai să încarci clipuri din astea de 15 secunde, care din punctul meu de vedere e o bătaie de joc, dar de ce să încarci tu clipuri de 15 secunde când însuși algoritmul pe care l-ai dezvoltat până acum, sau cel puțin ce schimbări ai băgat de un pic de vreme, a fost să îi obligi pe creatorii de conținut YouTube să facă un material dens, foarte elaborat, foarte editat, cu toate că eu nu pot să înțeleg YouTube-ul până la urmă, că înseamnă să îți încarci singur clipurile și din realitate, deci suntem oameni adevărați, true. Noi facem conținutul, nu, deja, ok, e frumos să vezi un clip editat și mega șmecher cu multe efecte și asta, dar nu din realitate. Asta e plângerea mea legată de YouTube. Și acum să revenim la ale noastre. Cu rândul 17, facem 6 ochiuri de lanț. Am pus aici o ață colorată ca să îmi dau seama unde e începutul respectiv sfârșitul de rând, pentru că de aici încolo sunt foarte asemănătoare punctele. Și în fiecare arcadă vom avea 4 piciorușe mari, adică cu un jeteu. Da, să nu vă speriați că ce auziți aici zgomote de fond. Uite, mai trebuie omul să facă și eu mâncare. Că noi femeile, în timp ce mai facem de mâncare, mai lucrăm și altceva, da? Facem și mâncare și avem grijă de copii și curățenie și, în general, aia ne gândim, no, ce să mai lucru până mă odihnesc? Care înseamnă nici măcar nu-i odihnă. După ce facem cele 4 piciorușe mari, vom face încă 3 ochiuri de lanț. Iarăși 4 piciorușe mari. Trei ochiuri de lanț. Și tot așa. Am ajuns în capăt de rândul 17, care se încheie în felul următor, cu 3 piciorușe mari. Și ne legăm cu un picior alunecat de ce am început, cu ce am început rândul. Bun, și acum începe rândul 18. Vai, săraca revistă, a trecut în război, a deja surupt. Începem rândul 18 cu negru, care are meduza asta cu șerpi, paci, care vrea să semene cu un picioruș mare, peste care să construiesc încă 5 piciorușe mari sub formă de evantai. Așa ar trebui să semene. Dar începem așa, picior alunecat, așa, un ochi de lanț, mai facem un picior mic și 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț. Acum vom face în al doilea, în al treilea ochi de lanț, 4, și cu astea 3 ochiuri de lanț o să fie 5, cum s-ar spune, 5 piciorușe
mari. Asta e al treilea. Asta e 4. Și asta e 5. Bun, deci așa se începe, cu asta se ridică rândul. Și acum să vă arăt cum se face mirarea asta de semn. Ceva de genul să arate. Să dau asta să se vadă contrast. Da? Și acum o să avem două jeteuri. Aici. Și luăm. Și luăm. Și aici ne oprim. Nu ne oprim. Nu ne oprim. V-am păcălit. Mai facem un picioruș mare. Aici. Asta e al doilea. Al treilea picioruș mare. Al patrulea picioruș mare. Și al cincilea picioruș mare. Cam așa ceva trebuie să arate. Așa și spune în model. O e în maghiară pentru cine înțelege. Dar spune, vă spun eu că zice așa. Un picioruș dublu și încă 4 piciorușe mari făcute în locul în care să încheie primul jeteu. Deci cum v-am arătat aici. Hai că mai facem una. Deci două jeteuri. Aici. Și le închidem. Și acum, cam în partea unde se încheie primul jeteu, mai facem un picioruș mare. Încă unul. Și încă unul. Până aici sunt 4. Și cu asta o să fie 5. Și o să arate ceva de genul. Asta a fost punctul ăla mai ciudat, mai special. Mai facem unul. Intră mai greu acul. Mie îmi place să iau prin două bride, că stă mai frumos. Și încă unul. Da. Asta a fost rândul 18. Până acum rândul 18 a fost cel mai complex, după părerea mea, pentru că practic s-au lucrat două rânduri într-unul singur. De acum înainte facem rândul 19, urcăm rândul cu 4 ochiuri de lanț și în fiecare picioruș mic vom avea un picioruș dublu, adică cu 2 jeteuri, lucrate împreună. Deci să avem în total aici 5, da? 3. Patru și 5. Da. După care avem 5 ochiuri de lanț. Da, în fiecare. Cât un picioruș dublu. Foarte simplu.
Și cu rândul ăsta încheiem pe ziua de astăzi, pentru că de imediat zger de foame. Am reușit să-mi găt și eu zama de cartofi, așa până am lucrat aici. Și m-o fript oala în spate, așa că atât a merit și eu să mă pun să mănânc după ce găt rândul ăsta. Bun, atât a fost tot pentru ziua de astăzi. Uitați, 5 piciorușe duble și 5 ochiuri de lanț. Fac rândul 19. Bineînțeles, când ajungem aici în capăt și vom face cele 5 piciorușe duble, lucrate împreună, vom face 2 ochiuri de lanț și un picioruș mare care se va prinde în locul ăsta, unde am început. Unde am încheiat cele 5 piciorușe duble, da? Cu care s-a început rândul. Atât ai de adăugat. Bun. Da, foarte bine. Cele 5 ochiuri de lanț. Și spor la treabă.